Este un moment deosebit în care putem să medităm la acest cuvânt al lui Dumnezeu și aș dori de la început să vă schițez direcția în care va merge acest mesaj. Avem de la versetul 1 până la versetul 3 descrisă această răzvrătire aparent universală pe pământ, neamuri, popoare, împărați, domnitori care se răscoală, se sfătuiesc, se răzvrătesc într-un cuvânt. Apoi a doua parte a psalmului, de la versetul 4, ni se prezintă cineva în contrast cu toate aceste neamuri, popoare, împărați, domnitori, care toți sunt pe pământ. Acum se vorbește despre cineva din versetul 4 care este în ceruri și care șade. Și merge textul în felul acesta până la versetul 9. Iar de la versetul 10 până la versetul 12 este a treia parte a psalmului, care este o concluzie la ce s-a spus mai înainte despre cel care șade în ceruri. Parte care este introdusă prin această expresie. Acum dar, sau în concluzie, nu? Ca rezultat a ce s-a spus despre cel ce șade în ceruri, purtați-vă, luați învățătură, sunt imperative. Slujiți, bucurați-vă, dați cinste Fiului. Da, deci aceasta este mișcarea, să zic, literală a psalmului. Se începe cu acești răzvrătiți, se continuă cu Dumnezeu care este în ceruri și apoi se încheie cu o chemare, un fel de rezoluție a pocăinței. Evident, de la versetul 1 la versetul 3, prima parte, se descrie această răzvrătire a popoarelor. Întâi ni se arată această dimensiune planetară acestei răzvrătiri, acestei rebeliuni. Zice, pentru ce se întărâtă neamurile? Multe, da? Pentru ce cugetă popoarele? Lucruri deșarte. Împărații pământului, da? Cei mai mari oameni ai lumii acestea se răscoală. Domnitorii se sfătuiesc împreună. Noi vedem că lumea în care trăim este o lume divizată, împărțită pe țări, a fost împărțită pe imperii. Și așa va fi până într-o zi, când oamenii vor găsi un numitor comun. Psalmul acesta profetic ne vorbește despre coaliție care îi strânge pe toți dezbinații aceștia împreună. E un factor comun care îi strânge împreună. Nu o viziune comună pozitivă, ci factorul comun, centrul gravitațional al acestei coaliții mondiale, este o răzvrătire, o rebeliune împotriva Domnului și împotriva unsului său. Deci după ce psalmistul ne prezintă dimensiunea aceasta planetară a răzvrătirii, ne arată direcția răzvrătirilor. Cu ce au ei problemă? Cu Domnul și cu unsul său. Nu va fi niciodată o coaliție, o răzvrătire în lumea aceasta împotriva lui Buddha. Vă asigur de lucrul ăsta. Oare de ce? Că-i morți, nu există. N-au o problemă cu el. Sau la milioanele de Dumnezei pe care au indienii. Nici ei nu știu câți Dumnezei au. Atât de mulți sunt. Nu va exista niciodată o coaliție, o coeziune a tuturor popoarelor, neamurilor, împăraților, domnitorilor împotriva lor. Pentru că ei nu sunt în poziția de autoritate care să solicite ascultare de la ceilalți. După ce ni se arată această direcție a răzvrătirilor, ni se arată și demersul în care ei sunt angajați. Ia auziți. Se răscoală, se sfătuiesc, se întărâtă, cugetă. Deci un plan, pun ceva la cale oamenii ăștia. Pun ceva la cale. Și din declarația pe care eu o fac în versetul 3, vedem ce pun ei la cale. Au un singur obiectiv. Împotriva Domnului și împotriva unsului său, au un singur obiectiv. Să le rupem legăturile. Să scăpăm de lanțurile lor. Acum, în momentul în care ei spun, domnitorii, împărații, neamurile spun să scăpăm de legăturilor și lanțurile lor, recunosc în felul acesta că sunt legați, nu? Recunosc în felul acesta că sunt niște lanțuri cu care Domnul și unsul său i-au prins pe toți aceștia. Există, dragii mei, niște lanțuri, niște legături, niște legi universale pe care Dumnezeu le-a pus în creația aceasta. Dacă aș putea să zic, le-a implementat în ADN-ul întregii creații, de care niciunul dintre noi nu putem scăpa. Așa stabilește Dumnezeu lucrurile. Încercați să vă răzvrătiți împotriva legii gravitației, de exemplu. Un exemplu banal. Este o cântare în engleză, I believe I can fly. Cred că pot să zbor. Încearcă.
Dacă atâta te duce mintea, încearcă să vezi cam ce rezultă din sabotarea legii gravitației. Să știi că pe legea gravitației nu o să doare deloc capul, că eu cred că pot să zbori. Și dacă mă arunc pe un bloc de pe 10 etaje cu o intenție bună, vreau să zbor. Dumnezeu a stabilit o lege, este o legătură a Lui peste creație. Sunt multe legi fizice și, în general, oamenii sunt angajați în descoperirea acestor legi fizice. Însă, când vine vorba de legile morale, oamenii nu vor să le descopere, că le știu deja. Zice că cugetele lor se învinovățesc sau se dezvinovățesc. Gândurile din cugetele noastre ne învinovățesc sau ne dezvinovățesc. Este legea asta scrisă de Dumnezeu, inscripționată de Dumnezeu adânc în conștiințele noastre. Ce vor oamenii să facă cu aceste legi? Nu să le descopere, că le știu deja, ci să le răstoarne. De ce, domnule, Dumnezeu să stabilească El niște legi? De ce să pună Dumnezeu niște lanțuri, nu așa, să simt oameni legați cu niște lanțuri de Dumnezeu? Vă aduceți aminte, în primul eveniment, când omul cade în păcat și vine Satana, zice, oare a zis Dumnezeu să nu mâncați? Este o legătură a lui Dumnezeu. Dar de ce să nu mănânci? Ce-ar fi dacă voi ați fi ca Dumnezeu? Nu zice mai mare decât Dumnezeu. Ca Dumnezeu. Că dacă ești ca Dumnezeu, faci regulile. Tu faci regulile jocului. Tu pui legile. Tu spui cum să meargă lucrurile. Nu mai e cineva din exterior care să-ți dicteze ție. Și firea noastră rezonează cu ideea asta. Să nu mai fie altcineva care să-mi spună mie cu cine să mă căsătoresc, cu câte femei să mă căsătoresc sau să nu mă căsătoresc sau să trăiesc. Nu! Ce să fac, ce să nu fac cu banii mei, cu familia mea, cu casa mea, cu... Nu! Să nu mai fiu sub lanțurile lui. Să fiu liber. Să fiu independent. Să fiu independent. Și oamenii sunt angajați în această coaliție și să știți, de-a lungul istoriei au existat mai multe încercări de a extirpa religia, care în ultima instanță de a extirpa religia creștină este egal cu extirparea lui Dumnezeu, cu izolarea lui Dumnezeu la marginea societății și apoi scoaterea lui din societate. N-avem nevoie de religie, n-avem nevoie de Dumnezeu, n-avem nevoie de creștinism. Vedeți dumneavoastră, Europa noastră, care e atât de rezistentă, seculară la creștinism, totul primește pe musulmani cu brațele deschise. Nu, ceva în mintea dumneavoastră nu se contrazice. Cum e, dacă ești așa de rezistență la creștini, de ce îi primești pe ăștia care sunt de 100 de ori mai sălbatici ca noi? Și au un Dumnezeu pe care nu-l poți respecta nici din punct de vedere omenește. De ca bun simț, așa. Zic, băi, n-ai cum să respecti un asemenea Dumnezeu și un asemenea profet. Cum de-l primesc? Pentru că nu au o problemă cu el. Au o problemă cu Domnul și cu unsul său, că ei sunt singurii care leagă. Ei sunt singurii care leagă. Dar asta e. Și este interesant că acest psalm este citat în Fapte, capitolul 4, versetul 25 și 26. Și în rugăciunea pe care o fac ei atunci când sunt persecutați, chiar citează, spun așa. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte, împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. Citează tot acest psalm și spune în adevăr și îi tălmăcesc psalmul 2. Împotriva robului tău, celui Sfânt Iisus pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod, care era un semi-evreu, avea el ceva, dar nu era evreu autentic, Pilat, care era un păgân, cu neamure și cu noroadele lui Israel. Deodată toți se împăcau bine acum. Să găsești pe evrei împăcându-se cu cineva? Rar. S-au împăcat, s-au unit la omorârea Domnului Iisus. Dar acest psalm, psalmul 2, va mai avea o împlinire profetică în viitor. Când va exista o coaliție, o unitate mondială. Când zice Scriptura în Tesaloniceni, când vor spune pace și liniște. Gata! Gata! Dacă citiți despre perioada din Necazul cel Mare, când va fi un măcel continuu împotriva tuturor sfinților lui Dumnezeu. Să curețe planeta de acest virus al religiei creștine. Să curețe! Să scăpăm de ei! Să fie liniște și pace! Că religia produce zâzanie. Doctrina ce face? Dezbină! Doctrina dezbină, creștinismul dezbină. Și așa este. Hristos asta a spus de la bun început. El nu s-a ascuns. Și vor să facă liniște și pace. Să scape de legăturile lui. Să scape de lanțurile lor. Și acum noi creștinii, în fața acestei situații, acestei situații de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și de încercare de scoatere a lui Dumnezeu și a poporului Dumnezeu la marginea societății. De prezentarea lor ca un fel de virus în societatea umană. Ca un fel de plagă, de ciumă. Ca un fel de stricăciune. Noi suntem un fel de stricăciune în acest măr așa de frumos al omenirii. Noi suntem stricați, nu ei. Cum noi credincioșii trebuie să privim această stare de lucruri care s-a repetat de-a lungul istoriei, dar se va înteți
spre finalul vremurilor. Cum privim noi lucrul acesta? Psalmul 2 pentru asta ne este scris. Și este fascinant să vezi că nu este un autor al Noului Testament care ne deschide lucrurile să le înțelegem mai bine. Ei fac lucrul acesta. Ci încă din vechime s-au prezentat lucrurile acestea. Și Dumnezeu i-a avertizat cu privire la ce urma să se întâmple. Așa că, ca o reacție la răzvrătirea popoarelor, avem o revelație a planului divin. Dumnezeu răspunde. Dumnezeu nu tace. Dumnezeu răspunde. Deci avem o dimensiune universală, pământească, planetară a acestei răzvrătiri și Dumnezeu răspunde. Cum răspunde Dumnezeu? Ia uitați. Versetul 4. Cel ce șade. Expresia asta e extraordinar de importantă. Deci ce reacție are Dumnezeu în cer? Nu știu, este o scenă, nu știu dacă ați văzut-o pe internet, probabil preluată dintr-un film în care prezintă ultima parte a vieții lui Hitler când el aude că au început să piardă teren. Și Hitler se ridică pe masă și începe să-i zbiască cu pumnii. Evident, e o prezentare teatrală a tulburării sale când își dă seama că planurile nu mergeau așa cum s-a gândit el. Și el se ridică, nervos și supărat, și scoate pe toată lumea afară și foarte isteric și se comportă ca un nebun acolo. Când va fi coaliția asta mondială împotriva Domnului și împotriva unsului său, Dumnezeu ce face? Ce face Dumnezeu? Șade. Este un psalmist care spune că Dumnezeu când era cu potopul, ce făcea? Ședea pe scaunul lui de domnie. Deci Dumnezeu nu a apucat stresul. Am mai auzit cum ai fost ăștia încercări în astea să scoată creștinii din societate, să se răzvrătească. Dar nici la dimensiunea asta. Dumnezeu ce face? Șade în continuare. E liniștit. Toate lucrurile sunt în control. Și asta, perspectiva asta ne este dată pentru noi. Ne spune nouă că El, Dumnezeu, șade. Dumnezeu șade unde? În cerul. E foarte important. Ăștia fac acolo zâzane aia pe pământ, să frământă ei acolo. Dumnezeu rămâne în continuare unde? În cerul. El face regulile jocului. El își revelează acum un plan care s-a va împlini cu minuțiozitate. Cel ce șade în cerul, ce face? Râde. Îl vedeți pe Dumnezeu așa? L-ați văzut odată pe Dumnezeu așa, râzând? E un râs ăsta așa, într-un fel ironic, ca și cum ai vedea furnicuțele, domnule, își propun să dărâme blocul turn. Mă, nu știu, sunteți serioși? Adică ei totuși se răzvrătesc împotriva Domnului. Domnul de asta râde de ei. Zice, Domnul râde, nu doar că râde, Domnul își bate joc de ei. Zice, mă, poate nu-i tradus bine. O, să găsiți mult psalmi care spun așa, că Domnul își bate joc de ei. Domnul îi înjosește cumva. Ce vreți să faceți voi acolo? Ce vreți să faceți acolo? După ce face lucrul acesta, Domnul zice, nu doar că îi înjosește, că își bate joc de ei, ci îi îngrozește, în mânia lui le vorbește și îi îngrozește cu urgia sa. Nu doar îi îngrozește, ci și îi înștiințează. Și le spune așa, totuși, adică în ciuda faptului că voi răzvrătiți, eu am uns pe împăratul meu. Cine este împăratul lui? Împăratul lui Dumnezeu. Cine-i? Domnul Iisus Hristos. Că apostolii citează acest psalm când s-au răzvrătit împotriva Domnului Iisus Hristos și l-au omorât. Totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, pe muntele meu cel sfânt. Acum Domnul Iisus a murit, a fost crucificat, s-au răsculat neamurile, popoarele, s-au adunat domnitorii, Pilat, Irod și au reușit să-l omoare. Ce s-au ales de această înscăunare a lui Hristos? A clacat planul lui Dumnezeu? Asta este întrebarea. Că Dumnezeu răspunde și zice, totuși eu am uns pe împăratul meu. În momentul în care i-au crezut că au terminat-o cu Hristos, că au sfârșit-o cu Hristos, atunci era momentul climax de biruința Domnului Iisus Hristos. Ei nu știau ce fac. Acolo a fost momentul în care s-a împlinit ce scrie în Geneza capitolul 3, că a zdrobit capul șarpului, capul răutăților. Cel care amâna, îi răscula pe ăștia să facă coaliția asta. Atunci l-a zdrobit, când ei au crezut că e în maximul de slăbiciunea lui. În cel mai teribil moment al vieții Domnului Iisus Hristos. Atunci el a biruit de fapt. Dumnezeu ședea pe tronul lui atunci. Și Dumnezeu privea la modul în care este săvârșită lucrarea mântuirii noastre într-un chip desăvârșit, ca să-l citim pe apostolul din Evrei. Deci Dumnezeu răspunde revelându-și planul lui despre unsul lui, despre Domnul nostru Iisus Hristos. El a uns pe împăratul lui pe Sion, pe muntele lui cel sfânt. Și profețiile din Sfânta Scriptură vedem că se vor împlini. El se va întoarce unde? În Sion, pe muntele lui cel sfânt. Sunt profeții foarte clare despre lucrul acesta. Acum, după ce Tatăl vorbește, Fiul întărește cuvintele Tatălui.
Și spune versetul 7 așa. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Deci a vorbit mai înainte Dumnezeu și spune despre fiul. L-am uns și acum vorbește fiul. Eu voi vesti hotărârea lui sau decretul lui. Da. Hotărârile lui Dumnezeu nu sunt de felul în care mă hotărăsc ca mâine dacă voi putea să fac un lucru sau altul. Nu e așa. Dumnezeu când decretează un lucru, decretul acela se va împlini în totalitate. Și fiul vine și ne comunică nouă acum decretul, hotărârea lui Dumnezeu cu privire la sine. Eu voi vesti hotărârea lui, a tatălui, zice unsul, Domnul Iisus Hristos. Domnul mi-a zis, tatăl i-a zis fiului, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Acum întrebarea, vedeți această, și voi face o paranteză, această expresie, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, este interpretată, cel puțin, de exemplu, de martorii lui Jehova, ca fiind, ca să referindu-se la un moment în care Dumnezeu l-a creat pe Domnul Iisus Hristos. L-a creat cândva în eternitate. Da? Înainte să creeze orice, l-a creat pe Domnul Iisus. El este, cum spune în Coloseni, cel întâi născut din toată zidirea. Ei înțeleg din asta, cel întâi creat din toată zidirea. Acum, avantajul nostru este că avem în Sfânta Scriptură citat cel puțin de 3 ori acest psalm, chiar expresia Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, cel puțin de 3 ori în Noul Testament. În Fapte 13, când se referă la învierea Domnului Iisus, în Evrei 1:5, când se referă la supremația Domnului Iisus față de îngeri, și în Evrei capitolul 5, când vorbește despre punerea Domnului Iisus Hristos ca mare preot. Vă citesc doar dintr-un pasaj ca să vedeți cum interpretează apostolii. Niciunul din apostoli nu a interpretat că se referă la crearea Domnului nostru Iisus Hristos. Iată Evrei capitolul 5, de exemplu. Luăm doar ca studiu de caz, să vedeți cum interpretează ei pasajul acesta și că nu are niciun fel de referire la crearea Domnului Iisus. Domnul Iisus nu este o ființă creată de Dumnezeu. El este Fiul lui Dumnezeu din veșnicie. Este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat care s-a întrupat pentru noi și pentru noastră mântuire, ca să cităm din Crez. Ia uitați ce spune. Evrei 5:4. Tot așa și nimeni nu și-a cinstea aceasta singură, adică de a fi preot, ci o ia da că este chemat de Dumnezeu cum a fost Aron, să fie preot. Tot așa și Hristos nu și-a luat slava de mare preot, de a fi mare preot, ci o are de la cel ce i-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Deci când spune tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, se referă la punerea Domnului Iisus Hristos ca mare preot. Asta se referă, nu se referă la crearea Domnului Iisus Hristos. Ca să fie întărit lucrul acesta, vă citesc din Psalmul 89, unde avem același tip de expresie. Psalmul 89, versetul 26. El îmi va zice, tu ești tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele. Iar Dumnezeu zice, iar eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. Păi cum poți să faci pe cineva întâi născut? Ori s-o născut primul, ori nu. Numai cum să-l faci tu întâi născut. Nu? Vă întreb, David era întâi născut dintre împărații pământului? Era primul împărat de pe pământ? Nu, nici vorbă. Nici vorbă. La ce se referă? Oricine ar fi fost împăratul ăsta, nu-i primul împărat de pe pământ. Se referă, ia ascultați, că explică, e un paralelism. Îl voi face întâiul născut. Ce era întâiul născut? Unul care avea cele mai mari drepturi. Și explică propoziția a doua. Cel mai înalt dintre împărații pământului. Deci a fi întâi născut înseamnă a avea prerogative speciale, drepturi speciale, a fi cel mai mare deasupra tuturor. Când spune despre Domnul Iisus, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, se referă la faptul că l-a făcut cel mai înalt deasupra tuturor. Și lucrul acesta merge mână-mână cu versetul anterior. Am uns pe împăratul meu. Deci se vorbește despre o punere a Domnului Iisus într-o poziție supremă. La asta se referă când spune tu ești fiul meu, astăzi te-am născut sau te-am făcut cel mai înalt împărat. Deci când împărații pământului, domnitorii, cei care conduc lumea, se răscoală împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu zice că a pus un împărat mai înalt decât toți. Despre asta vorbește psalmul, da? Deci avem acest dialog dintre tatăl și fiul prezentat prin decretul pe care l-a făcut Dumnezeu, l-a stabilit Dumnezeu și prin această declarație a lui Dumnezeu când Domnul Iisus Hristos este stabilit într-o funcție, într-o poziție, într-o chemare, într-o slujbă unică. Acesta este Domnul nostru Iisus Hristos. După ce vorbește despre această stabilire a lui Hristos ca împărat, ni se arată că acest împărat are și o stăpânire. Nu ce împărat e la care nu stăpânește nimic. Și o întrebare, ce stăpânește Domnul Iisus? Am înțeles din expresiile acestea că El este stabilit de Dumnezeu ca un împărat unic. Nu este niciunul ca El. Întrebarea, ce stăpânește El dacă e împărat? Versetul 8 ne spune ce stăpânește. Tatăl îi spune din nou fiului. Îi face un dar fiului. Cerem și îți voi da
neamurile, pe toate, de moștenire. Și marginile pământului în stăpânire. Care sunt marginile pământului? Unde-i marginea pământului? Păi când folosește expresia marginea pământului, se referă la tot, în întregime. La asta se referă marginea pământului, că este un limbaj metaforic. Este un limbaj metaforic, da? Suntem într-o carte de poezie, da? De cântări. Sunt plângeri, sunt tânguiri, sunt psalmi de celebrare. Este o literatură poetică. Mulți oameni au citit în psalm tot felul de expresii și au spus, pe ce, Dumnezeu are mână, are ochi? Nu, când spune că are mână sau când spune că are ochi, înseamnă că Dumnezeu vede. Când spune că aude, înseamnă că Dumnezeu ia seama și așa mai departe. Dar trebuie să fim atenți când ne aflăm în literatura poetică cum interpretăm. Așadar, Domnul Iisus este stabilit ca împărat unic și se dă o stăpânire universală. Universală. Cu asta sunt combătuți ăștia care vor să facă răscoala asta. Îi spune, împăratul acesta este stăpân și peste voi. Vă răsculați degeaba. Și apoi, al treilea lucru pe care îl spune despre Domnul Iisus Hristos, este că El aplică o sancțiune tuturor acestora. Zice, tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Eu nu știu dacă noi avem această imagine completă, corectă despre Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus este un mântuitor, glorios, minunat. El iartă păcatele, El izbăvește, El eliberează, El mântuie într-un chip desăvârșit. Dar același Hristos, care a umblat pe pământ și a fost bajocorit, scuipat, chinuit, care a fost suit pe o cruce și omorât, același Hristos este înviat, șade la dreapta Tatălui și este pus într-o poziție de autoritate unică. Și această autoritate unică a Domnului Iisus Hristos se manifestă printr-o stăpânire universală. Nu există nimic, nici o particulă de praf, nici un atom, nici un nucleu, nimic din lumea asta. Ce vă imaginați dumneavoastră până la cel mai micuț lucru pe care vi-l puteți imagina? Care să nu se afle sub stăpânirea deplină, absolută, totală a Domnului nostru Iisus Hristos. Glorie Lui! Și El, pentru că are această stăpânire, zice că va zdrobi cu un toiac de fier aceste neamuri și le va sfârma ca pe vasul unui olar. Acesta este Domnul Iisus Hristos, imaginea completă despre Domnul Iisus Hristos. Nu, dragii mei, Domnul Iisus nu stă acum la ușa nimănui și bate așa firav, cu capul într-o parte, cu fața blândoacă, cu ochii albaștri, cu părul blond, cârlionțat, cu puțin o aureolă deasupra capului, cum îl vedeți prin unele icoane din astea, de foarte mult prost gust. Și stă și așteaptă. Mă primești? Dacă nu, El înfigurat și tremurând, pleacă izgonit de tine, suveranul Universului. Nu! Nu! Nu e așa! Hristosul nostru nu este așa! Ioan, care stă cu capul pe pieptul Domnului Iisus la cină, la ultima cină cu Domnul Iisus, în Apocalipsa 1, când îl vede pe Domnul Iisus în toată gloria Lui, ce spune Scriptura? A căzut la picioarele Lui ca mort! Era același Hristos. Doar că acum era glorificat. Era glorificat. În poziția asta este acum Domnul nostru Iisus Hristos. În poziția asta este acum. Și noi trebuie să vedem această imagine completă. El este un mântuitor, dar este și un monarh absolut care își va exercita drepturile de monarh, de împărat. Bun. Și ajungem la a treia parte. Dacă avem răzvrătirea popoarelor și revelarea aceasta planului divin, a treia parte începe cu această expresie. Acum, dar, sau în concluzie, mai ce? Din acest război pe care îl vedem aparent, da? Neamurile, toți, o coaliție mondială împotriva Domnului și împotriva unsului său, Dumnezeu vine și își revelează planul și spune, nu vor merge lucrurile așa, cum vă imaginați voi. Coaliția asta e egal cu zero ce faceți voi aici. Răscoala voastră e zero. Și auziți, Domnul Iisus spune că va sfârma neamurile toate cu un toiac de fier. Și le va sfârma ca pe vasul unui olar. Acum vă spun, sau nu, gândiți-vă dumneavoastră, vă solicit să gândiți. Când ei, dacă ai lua un toiac de fier și ai pune pe vasul unui olar, să sfarmă ușor sau greu? Ușor. Foarte ușor. Ăsta este Domnul Iisus Hristos. Ăsta este Domnul Iisus Hristos în care noi ne-am pus încrederea. Ca și cum ai lua un toiac de fier și numai atinge vasul unui olar și se sfărâmă imediat, așa va face Domnul Iisus Hristos. Nu știu dacă citiți literatura apocaliptică, vi se zbârlește părul în cap. Puține aia neuroni pe care avem în căpățâna asta, să mai luminează, că mai citim cuvântul lui Dumnezeu, că altfel am fi, vai de noi, puțin toți în gheață. Când citești,
Când se revelează mânia lui Dumnezeu și a mielului, sunt profeții că spune sângele se va ridica până la zăbala cailor. Că intră Domnul Iisus Hristos, judecătorul, în teascul mâniei lui și sfarmă tot în jurul lui. Și când va veni cel răzvrătitul, anticristul, spune că Domnul va nimici cu... Atât. Gata, s-a terminat. Atât. Puterea lui este atât de mare. Atât va fi. De aceea imaginea este foarte sugestivă. Cum atinge cu toiagul așa o sfarmă. Acesta este Hristosul nostru, dragii mei. Cu Hristosul micuț, plăpând pe care îl avem unii dintre noi, ne rușine și ne teamă să ieșim până la ușa din scara blocului. Atât e de slabă mintea noastră și de plăpând și de neputincios. El încă într-o iesle a inimii noastre pe paia acolo și nu poate să facă nimica. Dar bine măcar că ne duce în cer. Atâta poate să facă a nostru. Dar imaginea pe care Biblia ne-o dă este una glorioasă, grandioasă, fascinantă, extraordinară. Mintea noastră trebuie să aibă un portret complet a Domnului Iisus și un portret complet a planului lui Dumnezeu. Să nu rămâne numai la Golgota. Există ceva după Golgota, dragii mei. Există glorie. Există slavă. Există biruință. Există victorie a Domnului Iisus Hristos împreună cu noi. Acum dar, dacă așa sunt lucrurile, acum dar se adresează împăraților. Există un moment de la prima venire a Domnului Iisus când El va veni ca un miel junghiat până la a doua venire a Domnului Iisus Hristos când El va veni ca un leu și în Apocalipsa e descris ca un miel care are 7 coarne. E un limbaj metaforic. Coarne, simbolul puterii. 7, simbolul desăvârșirii. Cu putere desăvârșită. Stând în picioare, nu mai stă jos. El zice că stă la dreapta lui Dumnezeu. În Apocalipsa e prezentat în picioare. Gata de luptă, gata să cucerească, gata să pedepsească. Da? Acum dar li se adresează acestor împărați, ei încă nu judecați. Îs avertizați că planul lui Dumnezeu se va împlina, sigur, se va împlini cu toate detaliile. Acum dar împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Păi când îi spui cumva, te rog, poartă-te cu înțelepciune, înseamnă că până atunci s-a purtat cum? Cum? E greu să spunem, nu? Cu prostie. Vă întreb pe dumneavoastră, dacă cineva s-ar răscula împotriva lui Dumnezeu, ce e asta? E ceva mai puțin decât prostie? Asta e prostie în forma ei cea mai pură. Să zici, o să detronăm pe Dumnezeu. O să detronăm pe Dumnezeu și planul pe care El a făcut prin Domnul Iisus Hristos, o să-L terminăm noi. Asta e prostie pură. Și Dumnezeu își revelează planul Lui ca să-i convingă că demersul lor este un nonsens. E un nonsens. De aceea spune, purtați-vă cu... înțelepciune. Luați învățătură. Noi zicem, teoria nu contează, practica. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Domnul spune să luăm învățătură. Să învățăm. Să învățăm ce? Să învățăm lucrurile lui Dumnezeu. Să învățăm voia lui Dumnezeu. Și apoi, după ce au fost învățați și s-au înțelepțit, oamenii aceștia devin deodată în versetul 11 ce? Slujitori. Slujiți Domnului. Cu frică. De ce să slujească Domnului cu frică? Păi când citești ce face El în versetele anterioare, te apucă frica. Te apucă frica. Și ar trebui să te apuce. Și nu e o teroare în asta. Slujesc pe Dumnezeu de frică numai ca să nu mă trimită în iad. Când spune apoi și bucurați-vă. Dar cum să te bucuri? Tremurând. E un paradox. Vezi dumneavoastră, deși Dumnezeu ne mântuie și Dumnezeu ne iartă și Dumnezeu ne ia la sine și Dumnezeu ne desăvârșește și vom fi cu El în glorie, El nu-i prietenul nostru cel mai bun după cu care mergem de braț. Noi mergem cu mâna după capul Domnului Iisus. Noi suntem așa lejeri, suntem așa într-o... noi cu Domnul Iisus, cel mai bun prieten. Noi cu Dumnezeu formăm majoritatea. Auzi tot felul de expresii din astea care prezintă cumva Domnul Iisus. E cel mai bun amic al meu. Nu! Nu! Eu mă bucur de ceea ce face El pentru mine. El slujesc cu drag, dar o fac cum? Tremurând. Pentru că Dumnezeul nostru, e foarte interesant, paradoxul acesta este prezentat peste tot în Sfânta Scriptură. Cineva când vorbeam despre lucrurile acestea, auzi, asta sunt Vechiul Testament. Sunt Vechiul Testament ca profeție pentru ceea ce se întâmplă în vremurile finale. Avem în Evrei capitolul 12 unde spune așa. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. E un lucru pozitiv sau negativ ăsta? Pozitiv. Să ne arătăm mulțumitori. Pozitiv. Să aducem astfel lui Dumnezeu închinare plăcută cu evlavie și cu frică. De ce? Căci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Asta spune credincioșilor. Deci da, Dumnezeul nostru ne-a mântuit, dar același Dumnezeu este un Dumnezeu judecător. Drept. Sfânt.
Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Este o cântare combinată cu înfricoșare. Când vezi maestatea lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, rămâi mut de uimire. Și apoi în versetul 12 se concluzionează, după ce prezintă aceste porunci, concluzionează, Dumnezeu așteaptă de la noi să dăm, auziți, versetul 12, dați cinste cui? Fiului. Dumnezeu nu zice, dați-mi cinste mie. Evident că îi dăm cinste Tatălui, dar îi dăm prin Domnul Iisus Hristos. Și Dumnezeu vrea ca cinstea să se ducă Fiului. Să avem respect pentru Fiul. Pentru că mulți oameni astăzi vor spune, crezi în Dumnezeu? Da, cred. Crezi în Domnul Iisus? A, păi vezi, fiecare... Nu, ăsta e testul. Revelația supremă de plină a lui Dumnezeu în univers este persoana Domnului Iisus Hristos. El s-a revelat prin profeți, ne-a vorbit prin părinții noștri, prin profeți, părinților noștri, în multe feluri și multe chipuri. Dar la sfârșitul vremurilor ne-a vorbit prin Fiul Său, Domnul Iisus Hristos. El care este întipărirea ființei lui Dumnezeu. Este revelarea deplină, completă a lui Dumnezeu într-o asemenea măsură încât spune, dacă m-ai văzut pe mine, spune Domnul Iisus, ai văzut pe Tatăl. Dacă nu-L cinstești pe Fiul, nu-L cinstești pe Tatăl. Nu l-ai primit pe Fiul, nu l-ai pe Tatăl. Acesta este testul final. Care este reacția sau răspunsul tău față de Fiul? De asta ei se răzvârteau împotriva Domnului și împotriva unsului. Și pentru că Dumnezeu a stabilit pe unsul și lui a dat toată autoritatea, spune că toată judecata a dat-o Fiului. Testul lui Dumnezeu pentru noi este care este reacția, răspunsul nostru față de Fiul lui. Și de ce să dăm noi cinste Fiului? De ce să cinstim pe Fiul? Pe Domnul Iisus Hristos. De ce să-L cinstim? Ia ascultați. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie. Repet, avem o perioadă de timp în care Domnul Iisus Hristos ce face? Mântuie. Dar va veni un moment în care El se va mânia. Apocalipsa vorbește repetat. E un refren care se repetă. Mânia lui Dumnezeu și a mielului. Ați văzut? Miei mânioși? Este un miel care va fi mânios. Foarte mânios. Foarte mânios. Și ne spune, de ce, după ce ne dă poruncile astea, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură, slujiți, bucurați-vă, dați cinste Fiul. De ce? De ce? Ne prezintă un pericol care ne paște dacă nu facem lucrul acesta ca să nu se mânie. Și dacă se mânie ce? Și dacă se mânie ce? Dacă eu m-aș mânia, m-aș zbârli așa. Și dacă m-am mânia ce? Au pus doi oameni mâna pe mine și m-au liniștit rapid. Dar nu așa cu Domnul Iisus? Zice așa, ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră. Care e rezultatul mâniei Fiului? Pieirea. Pieirea. Căci mânia lui a Fiului este, ascultați expresia, gata. Mânia Fiului este gata să se aprindă. Încă nu s-a aprins. Dar e gata să se aprindă. Și noi știm că va fi un moment și doar o chestiune de timp. Noi nu știm. Pentru Dumnezeu 1000 de ani ca o zi. De la plecarea Domnului Iisus Hristos la ceruri până timp în care mijlocește pentru noi a trecut vreo 2 zile pentru Dumnezeu. Cam atât. Da? Pentru Dumnezeu timpul nu. Dumnezeu e în afara timpului. Numai noi ne... Ai, trece timpul, ne simțim bătrâni, încărunțim, ridul, nu știu ce. Pentru Dumnezeu timpul n-are niciun fel de... Da? Și zice, mânia lui este gata să se aprindă, dar acum el mântuiește. Dar mânia lui e gata, e pregătită, e dozată bine, el știe toate faptele, toate lucrurile, toți oamenii, toate împrejurările, toate circumstanțele, știe, e dozată bine pentru fiecare. Și o va revărsa de plin. Și o va revărsa de plin. După ce ne prezintă aceste porunci, acest pericol, aici e o chemare simplă la pocăință, zice că e o chemare Evangheliei. Zice, slujiți, luați învățătură, înțelepțiți-vă, gândiți, meditați, opriți-vă din prostia voastră. Ce vă gândiți voi să faceți? Coaliția asta e nonsens! E nonsens! Priviți la planul lui Dumnezeu, băgați-vă mințile în cap, că nu-i de joacă. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie și să nu periți pe calea voastră, că mânia lui este gata să se aprindă. Și știți ce, dragii mei, până când se va aprinde, că se va aprinde într-o zi peste toată planeta aceasta? Și biserica nu va fi acolo ca să guste din mânia mielului. Mielul nu-și va lua, soțul nu trebuie să se mânie pe nevasta lui și să-și reverse mânia peste ea. Și nu va face Hristos asta cu biserica lui. Dar își va revărsa mânia. O va face. O va face. Totuși, psalmistul încheie într-o notă pozitivă. Foarte pozitivă. Foarte interesant.
psalmii sunt niște cântări. Unele cântări de tânguire, în care psalmistul se plânge, altele sunt niște cântări de celebrare, de bucurie, alte cântări își prezintă experiența, începe într-o notă negativă, spune ce i s-a întâmplat, după aia trece într-o notă pozitivă și spune cum Dumnezeu l-a salvat. Și ascultați cum se încheie psalmul ăsta. Ferice de toți câți se încred în el. Asta este climaxul psalmului. Noi vedem această coaliție mare care se face pe pământ, această direcție în care se duce lumea. Lumea nu se duce într-o direcție bună, să fie foarte clar. Dumnezeu vine, se revelează și își prezintă planul lui ca să ne înțelepțească, să ne băgăm mințele în cap și să înțelegem că orice am încercat noi împotriva lui Dumnezeu este un nonsens, este un nonsens. Ca rezultat al acestei revelații a lui Dumnezeu, noi suntem chemați astăzi, de fapt, să purtăm acest mesaj. Înțelepțiți-vă, învățați de la Dumnezeu, slujiți Domnului cu frică, dați cinste Fiului. Întoarceți-vă la Dumnezeu. Acum este o perioadă a mântuirii. Este vremea mântuirii. Astăzi este vremea mântuirii. Astăzi este vremea mântuirii. Mânia Belului este gata să se aprindă și să izbucnească și să se reverse peste toată omenirea. Dar acum încă nu-i. Încă e ziua mântuirii și ziua asta se pare că e destul de lungă. Slavă lui Dumnezeu, este har. Dar într-o zi se va încheia. Și chemarea este la a da cinste Fiul, la ne întoarce la El. Și psalmistul încheie așa, să spune: fericiți sunt cei sau toți acei, doar acei care se încred în El. Ce lucru minunat! Asta este Evanghelia. Evanghelia ne prezintă păcatul nostru, nebunia noastră, dorința noastră adâncă din firea noastră de a ne răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Asta este. Orice om în natura lui, poziția lui de bază este independența. Uitați-vă la copii de când sunt mici. Vrea să facă cum zice el, vrea să se poarte cum vrea el. Asta e poziția în care ne naștem. Sămânța asta anticristică în noi, de a fi noi independenți, să ne facem noi legile și viața noastră. Nimeni să nu ne lege. Nimeni să nu fie cu lanțurile după noi, să ne dicteze nouă. După ce prezintă Evanghelia și ne confruntă cu starea noastră, ne prezintă planul lui Dumnezeu. Și planul lui Dumnezeu arată că victoria, biruința este a Lui, nu a noastră. Din conflictul ăsta al lui Andrei cu Dumnezeu, Dumnezeu câștigă totdeauna, să știți. Din conflictul ăsta a dumneavoastră cu Dumnezeu, totdeauna Dumnezeu câștigă, nu noi. Și dacă ne-am adunat toți nebunii la oaltă de pe planeta asta, ca să-L dăm pe Hristos jos de pe tronul Lui, toți am pierit pe calea noastră, toți, că asta e nebunia supremă. Nebunul zice în inima lui: sau altă ori spune nebunul, spune: nu pedepsește Dumnezeu. Stai liniștit. Nu e așa. Că uite, că de 2000 de ani, nu cât timp a trecut, unde-i promisiunea venirii lui? Nebunul vorbește în multe feluri. Și nebunul în Biblie nu este un schizofrenic, nu este un om bolnav mental care trebuie dus la medic, nu? Nebunul în Sfânta Scriptură are o problemă nu cu capul, ci cu inima. Problema lui nu e că nu raționează, nu are suficiente informații. Ci problema lui este că are destule informații încât să se răzvrătească voluntar împotriva lui Dumnezeu. Este o problemă morală, spirituală la nebunul din Biblie, da? Deci să fie foarte clar despre ce nebun. Zice: am auzit pe unul în seara asta, un tânăr în asta, dusulea, care a zis despre oameni că sunt nebuni. Nu, vorbim despre nebunie spirituală, o stare a inimii, nu a capului. Da? Și chemarea, cum spuneam, concluzia psalmistului este să ne încredem în El. Și așa vom fi fericiți. Biblia nu spune că așa vom avea plăcere. Oamenii din lumea aceasta au plăcere. Și Biblia vorbește despre plăcere de o clipă ale păcatului. Păi dacă ai o plăcere de o clipă a păcatului, cu altă plăcere de o clipă a păcatului, cum cu o plăcere de o clipă a păcatului, cum cu o plăcere de o clipă a păcatului, vezi că omul are o viață de plăceri. Biblia vorbește aici despre fericire. Știți cum ne dăm seama de lipsa de raționalitate a plăcerilor? Și că a trăi în plăceri înseamnă să treci ca o bestie, ca o fiară, ca un animal. Când ai murit, s-a terminat totul, ai sfârșit ca ei. Fericirea este ceva adânc, un râu subteran a sufletului nostru care ne leagă pe noi de Dumnezeu și în ciuda circumstanțelor nefavorabile ale acestei vieți și toate necazurile care vin peste noi, această fericire a noastră este un izvor pe care Dumnezeu îl toarnă noi și care va duce până în viața veșnică. Și acolo va fi fericirea deplină, maximă, absolută. Altfel, suntem exact ca bogatul, care a trăit în plăceri, dar n-a fost fericit.
că la final nu a fost bine pentru el. Și vedeți dumneavoastră, chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi în această seară este să ne uităm la acest psalm și să ne întrebăm sincer fiecare dintre noi. Care-i portretul din mintea mea despre persoana Domnului Iisus? Cum îl văd eu pe Hristos? Îl văd cum îl prezintă Biblia? Să știți că mulți creștini sunt îmbolnăviți de erezia asta marcionistă. Marcion, știți ce a zis? Marcion a zis, Doamne, Vechiul Testament, Dumnezeu din Vechiul Testament e ca rău, cam dur. Și a tăiat tot Vechiul Testament, cam mânios, cu urgii, cu mânii. Dumnezeul Noului Testament e un Dumnezeu bunuț, drăguț. Bun, care mântuie, care iartă, cu Dumnezeu ăsta ne place, cu celălalt nu ne place. Ăla e alt Dumnezeu, să știți. Dacă vrem jumate de Dumnezeu, ăla e alt Dumnezeu, nu? Ăla e alt Dumnezeu. Trebuie să avem un portret complet a persoanei Domnului Iisus Hristos. Cu Dumnezeul acesta, cu acest Hristos, cu acest Mântuitor, putem să ieșim în lume. Avem ce propovădui așa. Să se poate îndrepta spatele. Poți ridica fruntea sus. De ce? Că știi ce plan a făcut Dumnezeu. Și știi ce Mântuitor a trimis Dumnezeu, care este un Mântuitor puternic, glorios, minunat. Ferice de toți cei care se încred în El. Amin.